Eu nu mă așteptam, dar foarte frumos și sperăm să vină cât mai mulți, să facem să vină cât mai mulți. Unele echipe din divizia nu cred că au te-a spitat oși cât a fost acum la antrenament. Ne bucurăm și, cum am spus, îmi dorim să facem treabă foarte bună aici și zic că avem toate ingredientele, să zic așa, să o facem. Noi colegi, cum se va? Noi, vechi. Păi, pe unii cunosc din Liga 1 și nu e ce problemă să ne acomodăm sau ceva de genul ăsta. Dinel a fost așa ca un ghid pentru tine? Cine? Dinel, o primă. Ne cunoaștem de mult și am stat de vorbă pe teren și am mai vorbit. Stadionul cum ți se pare? Zic că e cel mai frumos din România, după Național Arena. Ăla e cel mai mare, dar pentru o echipă de club este perfect. Cu sunt împreună, cu suporte, cu toată lumea, ne dorim să câștigăm trofee. De ce nu? Cupa, campionatul, nu cred că ar fi ceva ieșit din comun sau... Dar transmit suporterilor că doar împreună putem să realizăm lucruri frumoase. Fii dumneavoastră mă cunoaște foarte bine, am lucrat înainte și sper să am evoluții și mai bune aici. Avem o echipă mai bună, cred, și sper să fie mai bună, să ne batem la locurile de cupe europene, să nu mai avem emoții cu retrogradarea. Sper asta și sunt sigur că vom reuși. E greu să fii capitan unei astfel de echipe? Păi nu știu dacă sunt eu capitan și asta o să vedem. Nu contează cine e capitan. Mă bucur că sunt coleg cu ei și putem împreună să facem rezultate pentru această echipă. Va fi, sper să fie bine. Deci, cum? Eu l-am avut și la Dinamo, din punctul meu de vedere, un antrenor foarte bun care a avut rezultate și sunt sigur că o să aibă și aici rezultate, pentru că are toate condițiile și echipă bună. Sunt sigur că o să fie, facă treabă bună. Foarte bine. Am cât peste 30 ceva de ani de fotbal, așa. Rar s-a întâmplat la primul antrenament al unei echipe să vină ta lume și entuziasm, să simte un entuziasm de asta pozitiv. Un lucru bun. Și pentru jucători și pentru mine. Pentru mine e o mare surpriză. Știam că sunt entuziasm și mai deosebit, dar am crezut. Ne obligă lucrul ăsta, de aceea presiunea foarte mare, pentru că și simt momentul și trebuie să fim cel puțin la nivelul lor, dacă nu mai buni ca ei. Nu vreau lideri. Vreau să formez o echipă puternică, nu lideri. Dacă stăm până joacă liderii, știți cum e. Nici nu vreau să pun presiune prea mare pe el. Eu îl cunosc foarte bine, chiar am avut o discuție cu el. Să înțeleagă că a ajuns ca la Tache să câștige dublu cât el. La calitățile care le are, el poate mai mult. Plus trebuie să ținem cont că are cheltuieli foarte mari. Dar de ce? El trebuie să gândească, reuși pe viitor.